Fiți binecuvântați, dragilor! Un text frumos care aveți la voi Bibliile, deschideți, vă rog, cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Am să citesc până la versetul 17. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În tot timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda, Iscariotul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergalul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele! Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu-mi vei spăla picioarele! Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis: Nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat, vă spun, că robul nu este mai mare decât Domnul sau nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. Doamne, Tată, stăm înaintea Ta în seara aceasta și cu gândul la Iisus Hristos, cu gândul la momentele acelea deosebite din istorie când a pătimit pentru noi, Tată, și vrem și noi seara aceasta să spunem ca ucenicii: rămâi aici, că se apropie seara. Doamne, Te rog să binecuvântezi cuvântul acesta în inimile noastre, Doamne, să îmi dai sănătate și o inimă mare și cuvinte alese, Doamne, să pot transmite ceea ce mi-ai pus pe inimă, Doamne, și să învățăm împreună din cuvintele vieții. Amin. Vă rog respectos să vă reașezați. Mi-e tot în mână semnul ăsta de Biblie și cred că nu-i la întâmplare. L-am primit undeva în Australia. De fapt, l-am văzut pe ceva și după aia mi l-am scos la imprimantă. Așa de mult îmi place și în engleză, dar vi-l citesc în română așa cât îl pot eu traduce așa direct. Și dacă reușiți să vă luați notițe, ar fi bun. Dacă nu, le facem noi cumva și vi le dăm la toți. Zice așa, Biblia, e ca și o carte de telefon, da? Numere de urgență, da? Prin Biblie, prin Scripturi. Dacă e supărat, Ioan capitolul 14. Dacă e slab, Psalmul 18 de la versetul 1 până la versetul 29. Dacă te simți singur, Psalmul 23. Dacă ai păcătuit, Psalmul 51. Dacă ești îngrijorat, Matei 8. De la 19 la 31. Dacă ai anxietate față de viitor, față de ce urmează, Filipeni 4, de la versetul 4 la versetul 9. Dacă ești întristat, unhappy, Foloseni, capitolul 3, de la 12 la 17. Dacă te simți în pericol, Psalmul 91. Dacă te simți în depresie, Psalmul 27. Dacă ai credință puțină sau deloc, puțină credință, Exodul 14. Dacă ai nevoie de curaj, Iosua, capitolul 1. Dacă ai nevoie de direcție, Psalmul 73, de la 21 la 26.
Dacă cauți pacea, Matei 11, de la 25 la 30. Dacă îmi stă în față o călătorie, Psalmul 121. Dacă ai probleme cu pierderea nume care îi în viața ta, Luca, capitolul 15. Dacă nu stai bine cu euro, Psalmul 37. Dacă ești descurajat la locul de muncă, Psalmul 126. Acum asta a fost nimic de a face cu mesajul din seara asta, dar poate v-a prins bine la cineva. Scuze, am și-o tus așa, aia mi-a de dus. Iubește până la capăt. Așa-i și... Așa am dedus eu din textul ăsta care l-am citit, că ce rezonează cel mai mare ca și cuvintele de aur din textul citit, iubește până la capăt. Și Iisus Hristos a iubit până la capăt. Vă reamintiți de faimoasa întrebare care se întâmplă în baptistier? Și de recent am avut botez și vine altul, slavă Domnului. Cum ni se pun acolo întrebarea? Vă întreb în fața martorilor văzuți și nevăzuți, încheiind acest legământ în apa botezului, până când vrei să-L slujești pe Domnul, da? Și răspunsul clasic e până la capăt, până la moarte. Așa și cu iubirea despre care vorbește Hristos și le vorbea ucenicilor la masă, să iubim până la capăt și să spunem: Duhule Sfinte, în seara aceasta învață-ne să iubim ca și Tine. Vedeți, în împrejurările vieții, dincolo de dificultatea circumstanțelor, va trebui să învățăm de la Iisus exact lucrul acesta, să iubim până la capăt. Am o întrebare, putea Domnul oare să aleagă aici să nu-i spele picioarele lui Iuda? Tot am stat așa și m-am gândit. Direct îți vine, mă, nu putea, că era, se strica planul cumva acolo. Dar nu se strica planul, că Iuda a fost foarte pe gros în gheșef, era foarte bine stabilit pe euro și pe ce avea el deja la activ și n-avea treabă. Pentru el era exact același lucru, dimpotrivă. Domnul i-a spălat și picioarele, i-a întins și trupul și nu l-au mai restaurat de acolo deloc. Iisus putea să nu o facă, dar de ce a făcut-o? Ca ales să iubească până la capăt, așa e. Dragilor, e un text așa foarte bogat, se putea lua doar două, trei versete și aici a inclusă și cina și spălarea picioarelor. Sunt foarte, foarte multe lucruri și ce mă gândeam și mă rugam Domnului în timp ce citeam textul ăsta, mi-a sărit în față trei aspecte foarte importante, deja Ionuț-i super pe fază și vreau să desprind în seara aceasta trei aspecte. Primul, nu știu cât de bine se înțelege. Vegheați, ispititorul este atât de perseverent, vine până în cel mai divin cerc. Nu-i așa? Faptul că Iisus Hristos, El prin care s-au creat toate lucrurile, a fost acolo, într-un cerc așa de mic, da? Dacă vedem clar că Satana s-a dus așa de aproape, încât ce a făcut din Iuda e inexplicabil. Și toată prezența și plinătatea Dumnezeirii care era în Hristos, și iată cât de aproape a venit Satana, cât de acolo îi l-a smuls. Acest Satana îi activ pe pământul nostru de vreo 6.000 de ani și momentul când Iuda era ispitit, erau deja vreo 4.000 de ani de activitate și de atunci am o veste rea, o mai făcut experiență vreo 2.000 de ani. Așa că Domnul să ne dea multă, multă înțelepciune și să învățăm din cuvânt și să învățăm cum să ne rugăm, cum să ne păzim inimile și El să ne păzească de acest ispititor. Acesta este primul lucru care eu spun că îl învățăm foarte clar din textul acesta citit. Alegerea este a noastră, dragilor. Deci și a ucenicilor, Iisus a fost acolo și n-a forțat pe nimeni, n-a teleghidat pe nimeni, n-a obligat pe nimeni să facă anumite lucruri. A ales niște oameni foarte, foarte simpli, au umblat cu El 3 ani și au fost la moment, fiecare a avut alegeri libere să procedeze cum e de procedat. Vorbeam despre Satana care ispitește chiar pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în acele 40 de zile de post și rugăciune, în pustie, l-a ispitit chiar pe Iisus
Dar cum se spunea la închinare, el răspundea cu, este scris, este scris. În text la Ioan 13:2, în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda, Iscarioteanul fiului Simon, gândul să-l vândă, vedeți aici, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda, Iscarioteanul fiului Simon, gândul să-l vândă și dacă citești doar pasajul ăsta, foarte bine înțelegi că acolo la cină, la masă, i-o veni lui gândul. Dar citind Scriptura ca un întreg, cunoaștem că deja era, el era deja cu mintea la bani, el deja era compromis în sufletul lui și vreau să mergem un picuț înapoi în Luca 22. Luca 22 de la versetul 2, hai să citim câteva versete împreună. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpeteniile străjilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. După ce le-a făgăduit că îl va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Dragilor, din textul care l-am citit mai devreme, din Ioan, citești și de acolo, din 13, hai să mergem un pic mai în față, la versetul 25, ca să înțelegem un pic mai adânc ce se întâmplă în inima lui Iuda. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și a zis, Doamne, cine este? Iisus a răspuns, acela căruia îi voi întinge bucățica și o voi da. Și a întins bucățica și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscariotan. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda? Iisus i-a zis, ce ai de făcut, fă repede, dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-au înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Vedeți ce interesant, a intrat Satan atunci când s-a dus la preoți și în textul de acum, parcă e a doilea moment. Și tot am stat și am studiat cât de interesant. Iisus îi dă din trup să ia să mănânce din azimă, din pâine. Și Satan are acces. Dar de ce au avut acces? Pentru că era geamul, pușița, cum spunem noi, portița, era larg deschisă. Deja era compromis, deja era cu câștigul activ și nu vrea să se pocăiască din asta. Și am stat și cercetam Scriptura și mă gândeam, Doamne, Tu te-ai dus până la capăt și l-ai iubit pe acest Iuda până la capăt. Oare dacă Iuda stătea atunci, în al 12-lea ceas al lui, să realizeze că după el se căiește mai târziu la preoți și aruncă banii aia, nu a avut parte nici de ei și se spânzură și așa. Oare dacă în ultimul moment, când a văzut dragostea ta, că i-ai spălat picioarele și că i-ai dat și bucățica de pâine, dacă în momentul ăla el s-ar fi întors? Era restaurat, eu așa cred că era restaurat și fiul omului era dat prin altcineva și se făceau cumva lucrurile. Dar așa este scris, așa s-a întâmplat. Dar eu cred din toată inima că Iuda a avut toate momentele alegere liberă. Nu există că a fost predestinat și faze de alea că era creat pentru altceva. A fost și el, a primit și el la fel ca toți ceilalți învățătură pentru 3 ani de zile. Și putea să aleagă mai bine decât a ales, așa e. Iisus iubește până la capăt. De-aia a întins și bucățica. Asta este iubirea lui Iisus. Și să știi că Iisus se uită și la tine și la mine prin bunătatea Lui care se noiește în fiecare dimineață. Slavă Lui! Studiind pasajul, mi-a venit în minte o pictură foarte celebră. Cred că e cea mai cunoscută pictură așa mondial când vine vorba de cină. Asta e capodopera lui Leonardo da Vinci, italianul, știți toți istoria. Dacă nu sunteți foarte familiari, el a început la pictura asta în anul 1495 și una din cele mai lungi lucrări care i-a luat și vă zic și de ce imediat.
a finalizat-o în 1498, deci a lucrat cam 4 ani pe ea. Acum aici o vedem așa pe ecranul ăsta de cât îi. În realitate ea are 4.5 metri înălțime și are o lățime de 8.8 metri. Și vreau să citesc o istorioară din ceea ce s-a întâmplat în procesul acestei picturi, da? Cine așa de taină? Este fără îndoială una dintre cele mai controversate capodopere ale lui Leonardo da Vinci. Celebrul tablou a stârnit interesul a numeroși cercetători care au tot încercat să-i afle secretele. Când a conceput această scenă, Leonardo s-a izbit de o mare dificultate, trebuia să picteze binele sub chipul lui Iisus și răul sub chipul lui Iuda. Și a întrerupt lucrarea la jumătate până când avea să găsească modelele ideale. Într-o zi, în timp ce asista la repetiția unui cor bisericesc, a văzut într-unul din băieți imaginea desăvârșită a lui Hristos. L-a invitat la el în atelier și a reprodus trăsăturile în studii și schițe. Au trecut 3 ani. Cine așa de taină era aproape gata. Da Vinci însă nu găsise modelul ideal pentru Iuda. Cardinalul, care răspundea de biserică, începu să-l preseze, cerându-i să isprăvească numai decât freasca. După mai multe zile, pictorul a întâlnit un tânăr îmbătrânit, prematur, zdrențuros, beat, lungit în șanț. Cu mare greutate, ajutoarele sale îl aduse până la biserică, unde urma să-i picteze chipul fără schițe prealabile. Da Vinci se apuca să picteze uimit de trăsăturile necredinței, ale păcatului, ale egoismului, atâta de bine imprimate pe fața lui. Când pictorul a terminat, cerșetorul, revenindu-și oarecum din beție, deschise ochii și văzut pictura din fața lui. Un amestec de uimire și tristețe îi apăru pe chip și zise: "Am mai văzut pictura asta." "Când?" întreabă Da Vinci surprins. "Acum 3 ani, înainte de a fi pierdut tot ce aveam. Pe vremea când cântam în corul bisericii și duceam o viață plină de vise, iar altistul m-a convins să pozez ca model pentru chipul lui Iisus." Așa e ce e interesant. Se pare că binele și răul au unul și același chip. Totul depinde de momentele în care unul sau altul taie calea oricărei ființe umane. M-a uimit mult istorioara asta și în timp ce citeam istorioara m-a și dus gândul direct la alt tablou, tablou Petru, așa e? Matei 16, te rog, Ionuț, haide să vedem un alt tablou. Și istorioara lui Da Vinci e adevărată și aia, e citită din istorie. Dar uitați-vă la Petru. Iisus Hristos, Petru, ucenicii, o discuție frumoasă acolo între ei, Matei 16, de la versetul 15. "Dar voi," le-a zis el, "cine ziceți că sunt?" Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: "Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu." Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: "Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu, care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri." Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat la o parte și a început să-l mustre zicând: "Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva." Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: "Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine.
Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Alt tablou, vedeți? Dacă acelui tinerel i-a luat 3 ani să-și destabilizeze viața și să ajungă un bețiv și un ordinar prin șanțuri, Dumnezeu știe ce a fost în viața lui și ce s-a întâmplat, dar de la strălucirea lui Hristos pe chipul lui, care Da Vinci, marele pictor, a zis, mă, tânărul ăsta e ideal să-mi redeie ce trebuie la fața aia angelică, da? Îngerească, frumoasă, să devină schimonositul care nici Da Vinci nu l-a recunoscut, să poată să-l în același om, în 3 ani de zile, da? Și ne uităm la Petru, cât să fi fost? 3 minute? 30 de minute? Nu-i foarte clar că zice că de atunci a început să le zică. Probabil au fost câteva zile, posibil că a fost chiar atunci, în același discurs, în aceeași discuție, prea posibil. Mergem, dragilor, mai departe, la punctul 2. Asta e alt lucru care am desprins ca și o învățătură foarte bună și practică pentru noi. Și am intitulat subpunctul acesta, slujește unde te-a așezat Dumnezeu. Până la capăt, cele 3 categorii de oameni fără părtinire. Vedeți voi, cina și masa, aici la cină, la masă, citind textul ăsta, eu văd 3 feluri. Am desprins așa în 3 categorii de ucenici. Sigur, ucenicii, dragilor, e de necontestat. Deci, în afară, cu excepția lui Iuda, care știm ce se întâmplă cu el, oamenii ăștia, după învierea lui Hristos, după pogorârea Duhului Sfânt, rămân niște oameni devotați și extraordinari prin care s-a scris istorie și prin care am primit noi Scriptura și s-a dus până la marginile pământului. Mai mult de atâta, chiar dacă în momentul ăsta, da, masa, grădina Ghețimani, Paștele, drumul spre cruce, arată unii din ei a fi niște lași. A fost pentru că au fost copleșiți de frică, de teamă, n-au fost în plinătatea Duhului Sfânt. Dar dincolo de tot lucrul ăsta, ca și un întreg al vieții lor, noi știm că majoritatea au încheiat martiri, au încheiat dându-și viața pentru Hristos. Ioan, așa zisul, apostol al iubirii, singurul care îmbătrânește și moare bătrânit de zile, dar și el are o viață foarte grea, exilat pe insula Patmos și așa mai departe. Am vrut să clarific foarte mult lucrul ăsta, să nu se înțeleagă că predicăm niște lucruri, că ucenicii ăștia sunt fel de... Vreau strict descrierea asta să fie drumul de la cină până la cruce, da? Haideți să ne uităm un pic acolo. Și de ce spun că sunt 3 categorii? Acum, dacă ne uităm mai adânc, da, eram aici la studiu miercuri și ne uitam un pic la ucenici, a ales Domnul niște oameni așa de interesanți, deci depășește orice rațiune, orice lucru care pentru noi ar face sens, vine Fiul lui Dumnezeu și sfidează gravitația, da? Deci ce echipă și-o găsit, n-ai face un fotbal bun cu ei. Da, chiar stăteam la studiu și ne gândeam și ne uitam, da, deci este unul din ei, Simon Zelotul. Păi ce era zeloții? Deci ei vreau să termine cu Imperiul Roman, se grupau, se... Deci un terorist oarecum, nu? Deci un tip de ăsta care era bine pregătit și antrenat pentru luptă și așa, ăsta e unul din ei. Matei, vânzător de neam, nu? Vameș, deci pentru iudei, un vânzător care lucra pentru Imperiul Roman să-i taxeze și așa, deci era strigător la cer. Îl ia pe el. Îl ia pe Petru, un tip impulsiv de numa. Pe Ioan se zicea că a fost un tip așa foarte moale. Și cred că fiecare are un caracter așa de diferit în felul lui, încât am putea zice 13 categorii și zic 13 că vine Pavel, care și el e unul dintre apostoli, care îl cheamă Hristos direct mai târziu. Și am putea zice că sunt 13 categorii, nu? Dar vreau să le includ, le spun un picuț în 3. Și noi trebuie să învățăm să iubim și în viața noastră, într-adevăr, să știți că există 3 categorii. Și vă zic de ce le pun așa. Îl avem pe Ioan. Zice că el e apostolul iubirii, da? Omul ăsta iubește până la capăt, în sensul în care el merge la cruce, da?
Ioan 19, 26-27. Să ne uităm un pic la apostolul iubirii Ioan. Aici deja se duce la scena răstignirii și doar două versete. Când a văzut Iisus, era pe cruce, da? Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Aceasta este o categorie de oameni mai rar ca aurul. De ăștia probabil că nu o să întâlnim mulți. Apoi avem categoria impulsivi, vorbă, râvnă, facem, dregem, tot până la momentul testului. Când e momentul testului, două pastile de iod, fuga e rușinoasă de sănătoasă, așa-i? A venit situația. Cam așa au fost ucenicii. Probabil, prea probabil, pentru că încă nu erau plini de Duhul Sfânt, ca aceiași ucenici, dacă mergem în fapte, ne uimește curajul lor și ceea ce au trăit prin Dumnezeu și prin Hristos după aia, în plinătatea Duhului. Deci o extremă era Ioan. După aia vin toți ucenicii. Și așa e că noi, așa de ușor zicem că Petru singur. Știți ce se întâmplă? O diferență? Vă citesc un verset. Matei 26:35. Petru i-a răspuns: chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și uitați ce scrie aici. Și toți ucenicii au spus același lucru. Noi tot timpul când predicăm și vorbim, numai Petru a fost lașul și care s-a lepădat. Toți s-au lepădat. Iuda a fost extrema cealaltă, care l-a vândut. Ioan a rămas acolo până la capăt, iar ceilalți toți s-au lepădat. Deci între cină și cruce, ei se leapădă. Există un moment, mai sunt momente, da, tăierea urechii acolo, Petru încă câteva, dar după ce au văzut că treaba e serioasă, oarecum se leapădă, da? Și toți ucenicii au spus ei același lucru: vom merge cu tine până la moarte. Și la moarte nu-i mai vedeai. După aia avem extrema cea rea, probabil că din extremele astea sunt un pic mai deși decât Ioan, apostolul iubirii, exemplul lui Iuda, care din dragoste pentru bani s-a compromis și bine știți istoria. Dragilor, vreau să mai fac o paranteză. Oare noi, dacă stăm să ne cercetăm fiecare, cum suntem, din care categorie am fi așa, nu? Și vezi ce ne învață Scriptura, iubește până la capăt. Ne învață că Iisus i-a iubit până la capăt. El i-a ales, era momentul ăsta, urma, el le-a spus de multe ori ce urmează, nu înțelegeau, era greoi, da, a fost o adunătură de emoții, de frici, de... Imperiul ăsta roman era oribil cum era, momentele când și evrei și cărturarii și preoții vreau să-l răstignească. Deci a fost acolo, a fost o scenă groaznică pentru toți și cred că majoritatea din noi am plecat și noi fața jos și așa printre biciuri ne-am vedea de drumul nostru și am plânge din colțurile noastre. Domnul să ne ajute, dragilor, să iubim și noi până la capăt. Amin. În titlu, cum spuneam, slujește unde te-a așezat Dumnezeu până la capăt. Cele trei categorii de oameni, fără părtinire. El să ne ajute. De ce am pus acolo cuvântul părtinire? Știți voi acel verset din Proverbe, cu două greutăți. Vă dau un exemplu practic, da? Hai zicem că avem un tip din Zalăuaci în biserică, să-l numim Zoltan, oricum vreți voi să-l numim, are o firmă mare, produce cos de cireșe, nu știu ce face acolo ceva, și un tip foarte, foarte bine văzut în clasa socială. Nu e așa că tendința noastră umană de carne afurisită ce suntem, când vine aici, suntem foarte, foarte atenți cu el. Și când vine săraca Cilo, care nu m-au văduva nimănui, bă, are bărbat, nu nici copii în America, nici ei nu mai știu de ei, aia e părtinire. Și dacă ne uităm la Hristos în tot ce o slujit, dar nu numai, dacă ne uităm la Hristos, dacă ne uităm pe unde o sluji Hristos,
Suntem așa de departe, nouă ne-e greu să dăm undeva la blocurile astea mai slăbuți, așa de prin mănăștură ăla, de 40 de ani și așa, și să vedem o clasă anume și să mergem un pic să vorbim. Stăm aici, le dăm flyere, hai dați aici la Florești, la sală, zbecuri, tot ce trebuie. Hristos a dus mereu printre oameni. Deci la un moment dat l-a numit prietenul vameșilor și târfelor. Deci el era mereu și mereu printre oamenii cu probleme, printre oamenii căzuți. Și când a fost undeva pus într-o întrebare, zicea că Fiul omului a venit pentru cei care au nevoie de vindecare, de restaurare, de ridicare. Și motoul de aici e un spital de recuperare și Domnul să ne ajute. Putem să mergem la al treilea punct. Cred că s-au desprins câteva gânduri faine de aici și totul e ceea ce a făcut Hristos. El a iubit până la capăt clasa aceea de oameni, pe toți la fel, chiar și pe Iuda, care știa clar, îi zicea când întreba, zicea ăsta-i, și l-a iubit până la capăt. N-a făcut o diferență. I-a spălat picioarele și să nu crezi că la Iuda o făcut numai așa cum făceam noi, așa turnam un pic așa, cu sfiala aia de scamele care se adunau, deja ne grăbeam să fim primii să nu suportăm toate scamele la 200 de bărbați, nu? Cred că n-a făcut Hristos nicio diferență. El a spălat cu aceeași dragoste și a lui și a lui Ioan. Crezi că a fost o diferență în cum i-a spălat picioarele lui Iuda și în cum i-a spălat picioarele lui Ioan? Eu nu cred că a fost nicio diferență. La fel i-a dat și din trup. Îi pus deja pe proiecție al treilea lucru, care l-am văzut de la tot din citirea aceasta. Cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic. Și cred că nici nu e nevoie de prea multă vorbă, că se explică în sine versetul pe el, așa e. Dacă tot am vorbit de trei categorii sau 13 categorii, cum vreți să le spunem, iată ce frumos stabilește Hristos șefia între copiii lui, așa e? Ioan 13, de la 12. După ce le-a spălat picioarele, și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă. Și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că ce sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă, ca voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Cât de frumos! Vreau să mergem și la Luca 22-25, care ne spune același lucru într-un alt context. Împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru, ca cel ce slujesc la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Matei 11, 29 și 30. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Așa de frumos ne învață Scriptura orice avem de făcut. Hai să citim și Roman 12, capitolul 12, de la versetul 9, câteva versete. Dragostea să vă fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget, flispind de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă nădejde, fiți răbdători în ecaz, stăruiți în rugăciune. Mă duc mai jos la versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău,
urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Efeseni 2, versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Și închei, dragilor, citind în context Filipeni 2, versetul 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a găsit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Doamne, ajută-ne să fim și noi ascultători până la capăt. Și de cine să ascultăm? Mai știți un verset unde spus ucenici într-o situație și zic ei, se cuvine să ascultăm de oameni sau se cuvine să ascultăm de Dumnezeu? Dragilor, vom avea momente în viața asta când vor veni unii și vor pune o presie asupra vieții tale și vor spune, va trebui să asculți așa, da? Poate la locul de muncă, poate chiar într-o slujire duhovnicească, nu? Și asta e natura noastră, unii care luăm leadership ne gândim că trebuie să punem presiune pe dănuți, nu? Să ascultăm de Dumnezeu, să ascultăm de Duhul Sfânt, care să ne inspire în orice, în orice lucrare. Zice Evanghelia că El a pregătit lucrări numai să fim gata să pășim în ele. Cea mai nobilă lucrare care poate fi pentru un copil al lui Dumnezeu e să aibă parte de vocea Duhului Sfânt. Și spun, Doamne, dă-ne-o Tu din plin. Vreau să fac o concluzie scurtă. Dacă pui ară punctul 1, 2 și 3, vegheați, ispititorul este așa de aproape, așa de perseverent, vine până în cel mai divin cerc. Să fim conștienți de lucrul ăsta tot timpul și să ne punem inima în Hristos și El să lase Duhul Lui și protecția sângelui Lui peste noi, să putem să iubim și să mergem până la capăt, cum am promis în apa botezului, așa-i. La 2 spuneam, slujește unde te-a așezat Dumnezeu, până la capăt, cele 3 categorii de oameni, fără părtinire. Iisus a iubit până la capăt 3 categorii de ucenici, pe Ioan, care l-a iubit și el până la capăt, pe Iuda, care a iubit mai mult banii, și pe toți ceilalți, care la momentul încercării, de frică, de teamă, s-au ascuns. Și punctul 3 era, cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic. Spunea Charles Spurgeon, mai degrabă aș învăța un om să se roage decât să predice. Și imediat după momentul ăsta cinei, știm că e acea scenă a grădinii din Ghețimani, unde Iisus plânge. Și studiind lucrul ăsta, mi-a sărit în minte repede grădina Eden, Adam. S-a început lucrurile cu o grădină, da? Cu Edenul. Apoi avem această grădină unde Iisus spune, dacă e cu putință, îndepărtează paharul ăsta de la mine. Pentru că era așa de greu apăsa vina păcatului meu asupra lui. Că el era fără de păcat. Dar păcatul meu și al tău, și al tău, și al tău, era așa de mult peste umerii lui. Dar a ales să ne iubească până la capăt. Și ceva mai interesant, este o a treia grădină. Ioan 19, 41. În locul în care fusese răstignit Iisus, era o grădină
Și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Vreau să închei cântând o cântare. Există o șerfă de adus. Doresc și ucenicii să îl ajute în rugă, dar vai cuprinși de somn, se culcă pe țărână și uită de durerea din viața lui Iisus. Ei nu pot să trăiască acel moment nespus. Privește spre grădină și fii cuprins de foc, de felul rugăciunii și nu dormi deloc, că cel mai minunat atunci când pe genunchi ești una cu Hristos, ești una cu Iisus. Iisus îi trezește odată, chiar de doi, și-apoi îi lasă ca să doarmă tot nepăsător. Dar Domnul în rugăciune are sudor de sânge și acum cu el nimeni nu mai poate plânge. Ca să trăim viață de pocăință, dar nu cumva suntem cei fără de credință. Privește spre grădină și fii cuprins de foc, de felul rugăciunii și nu dormi deloc, că cel mai minunat e atunci când pe genunchi ești una cu Hristos, ești una cu Iisus. Domnul să fie slăvit, să fie cinstit, să fie onorat și fie ca în momentele acestea ale Paștelui să ne ducem mai mult și mai mult și mai mult cu gândul la tot ce a făcut Hristos pentru noi și să învățăm să iubim și să iubim până la capăt. Amin.